Este zi mare pentru Biserica Ortodoxă deoarece astăzi sunt prăznuiți Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Astfel credincioșii de pretutindeni trebuie să rostească o rugăciune foarte importantă. Sfinții apostoli Petru și Pavel sunt cinstiți împreună pentru că au murit în aceeași zi în timpul prigoanei creștine declanșată de împăratul roman. Ei sunt ocrotitorii celor lipsiți de libertate, de aceea sunt protectorii spirituali ai închisorilor. Calendarul ortodox ne arată că astăzi este cruce roșie. Așadar, credincioșilor le este interzis în această zi să spele, să calce sau să facă alte treburi casnice. Totuși, în ziua de 29 iunie este dezlegare la pește. <truz> Postul Sfinților Petru și Pavel se mai numește și postul Sfânt Petru și este rânduit de Biserica Ortodoxă în cinstea apostolilor Petru și Pavel și a obiceiului acestora de apostii. În 2021 postul Sfinților Petru și Pavel are o durată de șapte zile, deoarece Paște le-a picat după data de 1 mai. Există o serie de tradiții și obiceiuri cu ocazia acestei sărbători. Din această zi cucul și privighetorile nu mai cântă. Pentru sporul casei și pentru sănătate se respectă tradiția moșilor de Sfânt Petru și se sfințesc la biserică pachete de colaci, lumânări, mere dulci, apoi ofrandele sunt împărțite oamenilor săraci.